Republica Moldova, implementat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Impactul strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 a fost măsurat și monitorizat pentru a treia oară prin prisma 14 indicatori generali și 106 indicatori specifici. Rezultatele constată o îmbunătățire față de situația din studiul de referință realizat în anul 2017 la nivel de 9 indicatori, care sunt de fapt scopul, obiectivele generale și obiectivele pilonilor strategiei naționale de integritate și anticorupție, o răutățire la nivel de 4 indicatori și o stagnare la un indicator. Studiul a fost realizat în baza a 3 sondaje naționale în rândul populației generale, pe un eșantion de 1109 respondenți. De asemenea, 504 agenți economici activi și alți 607 agenți publici din cadrul administrației publice centrale și locale. Sondajele au fost efectuate în 283 de localități urbane și rurale, selectate aleatoriu la nivel național. Edițiile anterioare ale studiului au fost realizate în anul 2017 și în anul 2019 și se regăsesc pe pagina UNDP Moldova, unde va putea fi accesat și acest studiu prezentat astăzi în limbele română și în limba engleză. Cu un cuvânt de salut vreau să îl invit pe Alexandru Cocârță, coordonator de programe Guvernare Efectivă în cadrul programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Bună dimineața, mulțumesc, Victoria. Bună dimineața, stimați participanți, stimați colegi. Combaterea și prevenirea corupției este recunoscută drept o precondiție cheie pentru dezvoltarea durabilă. Astfel, Agenda 2030 de dezvoltare durabilă, prin obiectivul 16, solicită acțiuni concertate pentru a reduce substanțial corupția și mita în toate formele sale. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să existe politici, sisteme și mecanisme pentru ca fiecare din noi să poată vorbi și acționa ferm împotriva corupției. Aceste măsuri contribuie la consolidarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente, la o cultură a integrității și echității durabile. Scopul acestei cercetări este de a efectua o evaluare comprehensivă a eficienței și impactului implementării strategiei naționale de integritate și anticorupție, iar studiul se bazează pe metodologie complexă, elaborată în 2017, care conține indicatori de impact și progres stipulați în strategie. Primele două ediții ale acestui studiu sociologic, prezentat în anul 2018 și la începutul anului 2020, au oferit datele de referință și datele intermediare pentru evaluarea progresului privind implementarea strategiei. Studiul pe care îl prezentăm astăzi a fost realizat urmărind aceeași metodologie de cercetare și prezintă date comparative privind progresul înregistrat în implementarea strategiei prin prisma percepțiilor și a experiențelor populației, ale reprezentanților sectorului privat și ale agenților publici privind corupția. Totodată, cercetarea dată scoate în evidență și unele tendințe privind percepția bărbaților și a femeilor asupra manifestărilor corupției. În anul 2021, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, celebrate recent la data de 9 decembrie, se urmărește evidențierea drepturilor și a responsabilităților tuturor, inclusiv a statelor, a oficialilor, a funcționarilor publici, a agenților din cadrul organelor de drept, a presiei, a sectorului privat, a societății civile,
a tuturor în lupta împotriva corupției. Fiecare persoană, indiferent de vârstă, are un rol de jucat în prevenirea și combaterea corupției pentru a promova reziliența și integritatea la toate nivelurile societății. Astfel, profitând de această ocazie, vreau să reiterez angajamentul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în susținerea Republicii Moldova în calea aspirației sa de a consolida statul de drept, integritatea și transparența guvernării la toate nivelurile și să mulțumesc Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei pentru sprijinul acordat în acest proces. Uniți împotriva corupției putem accelera impulsul global care este necesar în abordarea provocărilor complexe de dezvoltare cu care ne confruntăm în prezent. Vă mulțumesc! Vreau să-i ofer în continuare cuvânt de salut pentru prezentarea constatărilor studiului de evaluare a impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție Moldova 2021, domnului Viorel Nuțu, sociolog în cadrul Centrului de Analiză și Investigații Sociologice CIVIS. Bună ziua! Mă bucur să fiu prezent la această întrunire. Sper că datele utilizate, prezentate de noi vor fi utile și se vor lua în considerare ceea ce au spus, după cum ai spus, atât populația, agenții economici și agenții publici, pentru că, într-adevăr, au fost sinceri în ceea ce au spus. Pot începe prezentarea, deci, da? Da, vă rugăm. Deci nu am să mă opresc la introducere, pentru că deja ați făcut-o dumneavoastră privind obiectivele, contextul, metodologia și designul. Voi trece direct la prezentare. Percepțiile generale. La general, cât de mult sunt la întrebarea cât de mult sunt respectate drepturile omului de rând în Republica Moldova, comparativ cu studiul inițial, percepția s-a îmbunătățit atât la populație cât și la agenții economici, semnificativ mai mult. Astfel, 73% din populație față de 82% în 2017 și 50% business față de 69% în 2017 au ales scorurile între 1 și 2. Adică scala a fost de la 1 la 10, unde deloc nu se respectă și 10 se respectă în totalitate. Deci vedem că la populație chiar media s-a mărit cu 40%. Iar la business, agenții economici, media s-a mărit cu 6 decimi. Adică încercăm să credem că deja se respectă, încep să respecte. Clar că mai avem până la punctajul maxim, dar cu creștere este și ea o creștere. Încrederea în instituțiile publice. La general, instituțiile publice din Republica Moldova continuă să dețină un nivel redus de încredere din partea populației și a mediului de afaceri. Cei mai mulți respondenți au menționat că au puțină sau deloc nu au încredere în acestea. Unul din 10 respondenți, adică 12 la populație generală, este la același nivel ca și în 2017 și 8 la business, nu au încredere în nicio instituție publică din Moldova și doar 4% față de 8% din 2017 la populația generală și 4 business au oricare nivel de încredere la toate instituțiile. Observăm că încrederea în instituția președinției a crescut, este în creștere la apeleurile de nivel de localitate, Comisia Electorală Centrală și cum ar fi straniu, partidele politice, la fel au obținut o creștere în încredere, au încredere. Au căzut în procentaj instituțiile de judecată, instanțele de judecată, CNA-ul, ANI-ul, Procuratura Anticorupție, cei care trebuie să lupte cu corupția, apeleuri la nivel de raion și curtea din conturi. Straniu că este și ONG-urile și mass media, la fel au procentajul este mai mic de încredere. Nu este semnificativ, dar oricum au scăzut. În ce măsură sunt de acord cu următoarele afirmații?
că că legile din Republica Moldova funcționează foarte bine și legile din Republica Moldova se aplică în mod egal tuturor. Deci, percepția generală exprimată de majoritatea participanților la sondaj este că legile în Republica Moldova continuă să nu funcționeze. Practic, nu este o mare schimbare. Chiar din contra, vedem la populație în 2021 o mică scădere, o zecime. La fel și la business. La business este chiar scădere mai mare, 7 zecimi. În ce măsură Parlamentul controlează cum funcționează legile pe care le adoptă? Gradul în care Parlamentul Moldova deține control asupra modului în care funcționează legile pe care le adoptă este foarte scăzut în percepția respondenților. Populația 82% consideră că nu deține control și business 78%. Chiar este o mică scădere la business, se vede cu și chiar și la populație, practic, a rămas la fel ca în 2017, însă la business un pic a scăzut. Încrederea în instituțiile publice, justiția din Moldova, este influențată atât de interesele politice, cât și de interesul de îmbogățire a judecătorilor în cea mai mare parte, și de guvern, dar aici se observă, practic, chiar este la același nivel, se observă ca și în 2017 la toate trei puncte, atât de politice, de guvern și de îmbogățirea judecătorilor. Cum apreciază activitatea actuală a următoarelor autorități cu atribuții anticorupție? Indicator integrat cu referire la eficiența autorităților cu atribuții anticorupție este în scădere în raport cu 2017. Pe ambele subeșantioane, pentru toate patru instituții, CNA de la 19 în 2017 la 12 în 2021, ANI de la 11 la 10, Procuratura Anticorupție de la 17 la 11 și instanțele de judecată de la 14 la 10. Deci nu este comun, dar oricum. Percepția și atitudinile asupra corupției. Toate categoriile de respondenți au o percepție foarte negativă privind fenomenul corupției. Fiind rugați să estimeze pe o scală de la 1 la 10, unde 1, corupția în Moldova este o problemă foarte gravă, și 10, corupția în Moldova nu este deloc o problemă, practic avem un punctaj de 1,9, adică populația consideră că este o problemă foarte gravă. La fel și la business, e același punctaj. În 2017, business considera că, la fel, considera că este o problemă, numai că aici observăm o scădere de 0,3. Topul celor mai corupte instituții publice în percepția respondenților. Observăm că la populație, dacă în 2017 instituțiile medicale practic erau un top, acum este în scădere, de la 34 la 23. Cred că se datorează faptului pandemiei, pentru că au fost implicați și au văzut implicarea medicilor în rezolvare acestei situații și de astfel a scăzut. În schimb, este o creștere față de Parlament, adică îl consideră instituție coruptă, de la 32 la 39 și poliția de la 31 la 36. La fel este o creștere și la guvern, ministerie, instanțele de judecată, serviciu VAMAL. Procuratura generală și teritorială, la fel atestăm o creștere, nu este, spunem, printre cele, în top 3, dar oricum a atestat o creștere. La agenții economici observăm o creștere la Procuratura Generală și Teritorială. Practic s-a triplat numărul de persoane care consider că este cea mai coruptă, de la 11 la 34. Instanțele de judecată, la fel, au creștere. Poliția, serviciul VAMAL,
au scăzut în schimb Parlamentul, instituțiile medicale și guvernul. Practic, observăm o creștere la instituțiile cu care cred că au cele mai des de activat. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cauzele principale ale corupției? Majoritatea populației au menționat că persoanele corupte nu sunt sancționate, pedepsite, că averea lor nu este confiscată, pedepsele sunt blânde și nu descurajează implicarea în actele de corupție, mentalitatea de a cere damite, salariile mici în sectorul public și deja următoarele, lipsa de control în instituțiile publice, cele care sunt. Cea mai mare creștere am observat-o pe persoanele corupte nu sunt sancționate, pedepsite, de la 44 la 57, cu 13%. Dacă este considerați că în ultimul an nivelul corupției a crescut sau a rămas la fel sau s-a redus? Deci indicatorul integrat cu referire la dinamica corupției este în scădere, în special la populație și agenții publici. În raport cu 2017, înregistrând 19%, corupția s-a redus ușor considerabil în 2021 față de 25% în 2017. Și în cazul populației, indicatorul a diminuat de la 14% la 12%. Iar în cazul business-ului a crescut de la 23% la 26%. În același timp, față de 2019, ponderea respondenților este care consider că nivelul corupției în Moldova a scăzut ușor sau considerabil, a crescut de la 8% la 12% și pentru populație și de la 18% la 26% pentru mediul de afaceri. Stabilitatea valorilor anticorupție. Indicatorul integrat privind intoleranța față de corupție este în creștere, de la 53% în 2017 la 57% în 2021. Această creștere însă se datorează agenților economici, care în 2017 aveau un nivel de intoleranță de 61% față de 72% în 2021, în timp ce la populație nivelul a scăzut de la 45% la 42%. Practic, observăm că atât pentru populație și business, acceptabile sunt să dea bani un judecător pentru ca el să emită o decizie în favoarea lui. Mă refer la populație și să plătească un polițist ca să închidă ochii la anumite încălcări pe care le-a săvârșit. La fel, cel mai mult la populație, la business a scăzut. Să plătească sau să ofere un cadou unui prestator de servicii publice pentru a fi sigur că obține serviciul de care are nevoie sau pentru a-l obține mai repede. La populație a rămas la fel, la business a scăzut acest, a devenit mai puțin acceptabil în această situație. Experiențele de corupție. Dacă 80% din populație generală și 94% din agenții economice au interacționat cel puțin cu instituție publică în decursul ultimilor 12 luni, de la perioada realizării sondajului. 49% din populație generală și 59% din agenții economici care au interacționat cu instituțiile publice au rămas mulțumiți și de interacțiunea cu aceștia. În urma interacțiunii cu instituțiile publice, 9,9%, practic 10%, față de 11,3% din 2017 la populație generală și 2% comparativ cu 36% din 2017 la agenții economice, au oferit plăți neformale în decursul unui an la realizarea sondajului. Mai mult decât atât, 2% din populație au oferit plăți neformale mai multor instituții publice. Deci, după cum vedem, la populație, procentul la cei care au oferit instituțiilor medicale la fel este în creștere. Am spus anterior că instituțiile medicale au devenit mai puțin coruptibile. A crescut însă la vamă. La business practic se atestă aceeași procentaj comparativ, doar că au apărut
unele instituții, agenții achiziției publice, apelele la nivel de raion, asigurare medicală, apelele la nivel de localitate și agenții serviciilor publice. Însă, integratorul integrat privind mita în formă de bunuri la fel a diminuat comparativ cu 2017, de la 4,6 respondenți la 3,1 în 2021, în medie, adică la populație și business, care au confirmat că au dat mită în formă de bunuri agenților publici. Diminuarea la fel se datorează respondenților agenților economici. De dat în 2021, agenții economici au indicat că au dat mai puțin mită ca în 2017. Indicatorul integrat privind frecvența mitei la fel a diminuat comparativ cu 2017 de la 4,9 ori la 3,7 în medie. Populație și business, care au afirmat că au dat mită în bani agenților publici, la fel, diminuare se datorează răspunsurilor agenților economici. Volumul estimat al mitei în bani și bunuri oferit în decursul ultimelor 12 luni, de la perioada realizării studiului, a fost de 562,3 milioane lei din partea populației generale, este o creștere față de 278 milioane lei în 2017 și 4,1 milioane lei din partea agențiilor economici față de 127 milioane lei în 2017. Deci, practic, agenții economici, frecvența a scăzut și media mitei a scăzut comparativ cu 2017. Volumul mitii, total al mitii, a fost însă de 566 milioane față de 405 comparativ cu 2017. Se datorează faptului că populația a dat mai mult mită, a indicat că a dat mai mult mită comparativ cu 2017. Descurajarea și implicarea în acte de corupție. Percepția generală a participanților la sondaj este că agenții publici din Republica Moldova continuă să nu fie, în general, sancționați de către conducătorii lor pentru lipsă de etică și integritate profesională. Cel mai mult se observă la business. Niciodată nu au fost sancționați. În 2017 au indicat 18%, în 2021 34%. Aproape s-a dublat procentajul la cei care au spus că niciodată. Cât de efectivă credeți că este lupta cu corupția în Republica Moldova în prezent? Majoritatea respondenților consideră că lupta cu corupția continuă să fie ineficientă. La populație observăm acest pesimism de la 29% în 2017, s-a ridicat la 35% în 2021, care consideră că deloc nu este efectivă. Recuperarea bunurilor și provenite din infracțiuni de corupție. Recuperarea bunurilor, în ce măsură agenții publici din Republica Moldova sunt impuși să restituie banii și bunurile provenite din acte de corupție? Observăm că, practic, se păstrează aceleași tendințe. Doar că mediul de afaceri consideră încă și mai mult a devenit pesimist că niciodată nu sunt impuși agenții publici să restituie banii. Observăm la practic la toate punctele, toți agenții, deputați, miniștri, președinte de raion, comparativ cu 2017, este o creștere de la 15 în jur de 20% au crescut neîncrederea că banii vor fi restituiți. Protecția avertizorilor de integritate și a victimelor corupției. Integratorul integrat privind denunțarea cazurilor de corupție a crescut comparativ cu 2017 de la 9% la 13% în 2021, medie, populație și business, care au raportat că s-au confruntat cu acte de corupție în decursul ultimilor 12 luni și le-au raportat. La populație, incidența a crescut de la 10% la 16%, 16% au indicat că au
raportat aceste acte de corupție, iar la business de la 7 la 10 a crescut. Care au fost motivele principale că nu au raportat actele de corupție? Observăm că atât populația cât și business-ul consideră că este inutil că se va lua o careva măsură. Practic nu sunt schimbări pe ani aici, doar observăm că la business agenții publici au atestat o creștere la faptul că le-a fost frică să nu sufere mai târziu pe plan personal sau profesional. În rest, practic este același. La populație puțin a scăzut procentajul la... Nu există protecție pentru cei care raportează actele de corupție. I-a fost frică să nu sufere mai târziu pe plan personal și profesional. Și nu a avut dovezi. În ce măsură crezi că veți fi protejat în cazul denunțării unui act de corupție de pe urma căruia ați avut de suferit? Și indicatorul integrat privind încrederea deplină în protecția denunțătorului, cazul de corupție a crescut nesemnificativ comparativ cu 2017 și de la 4 la 6, 2021. Transparența instituțiilor publice. Cum apreciază nivelul transparenței în activitatea președinției, parlamentului, guvernului? Majoritatea participanților la sondaj continuă să considere că președinția, parlamentul și guvernul nu sunt transparenti în activitatea lor, însă față de studiul inițial se înregistrează o diminuare a nivelului de neîncredere. Dacă observăm, la președinție este cea mai mare, atât la populație cât și la business, și un pic la guvern din partea business-ului. Cum ar aprecia nivelul transparenței al instituțiilor publice de nivel central în procesul de adoptare a deciziilor, cheltuirea banilor publice, achiziții publice, informarea cetățenilor despre activitatea instituției și executarea lucrărilor de servicii interes public. În toate aceste activități, cele mai de transparente activități se referă la gestionarea financiară. Deloc nu este transparent. Observăm la populație, nu am încredere că este transparentă. Și practica a rămas la fel, nu observăm aici o creștere sau schimbări diferite. Business-ul este un pic mai optimist. Nivelul de neîncredere a scăzut în privința adoptării deciziilor, hotărârilor. Ordini, de la 25 la 13 și achiziții publice de la 31 la 17. Nivelul de neîncredere, adică că este deloc netransparent, a scăzut. Transparență. Cum evaluați nivelul de transparență a modului în care sunt finanțate partidele politice, campaniile electorale, mass media și ONG-urile din Republica Moldova? Deci, indicatorul integrat privind transparența finanțării partidelor politice, campaniilor electorale, mass media și ONG-urilor, practic nu s-a schimbat față de 2017, cu excepția ONG-urilor. Campaniile electorale 8% și 9% în 2011, partidele politice 7% versus 8%, mass media 14-13% și ONG-urile, vedem că este 20% versus 16. Deși față de 2017 se testă o diminuare a procentului activilor negative, aceasta se datorează din cont creșterii procentului indecișilor. Practic, mulți au indicat că nu sunt deciși în răspunsurile lor. Educația societății. Ce v-ar putea determina să vă implicați în acțiuni de diminuare a corupției? Observăm că cel mai mult, atât la populație cât și la business, chiar mai mult la business, este că justiția în Republica Moldova să fie independentă. Să aibă siguranță că va fi protejat împotriva funcționarului pe care îl denunță și să știe că ce drepturi are ca cetățean în fața funcționarilor și obligațiile lor față de dânsul. Generența corupției și a intereselor politice în activitatea economică.
Dintre toate impedimentele cu care se confruntă businessul din Moldova, corupția este un impediment secundar. Oricum rămâne cel mai mult fiscalitate excesivă, a mărit birocrația, schimbarea frecventă a legilor, la fel este o creștere în competența funcționarilor publici în interacțiunea cu agenții economici și în aplicarea legii și legislația imperfectă, pe ceea ce ține de domeniul lor, pe activitate, probleme care se confruntă. Clar că este și corupția în sistemul judiciar, în sectorul fiscal, vamal, dar nu este așa de mare comparativ cu ceea ce multe doare pe ei. În ce măsură următoarele soluții contribuie la reducerea corupției în interacțiunea dintre business și sectorul public? Deci, eradicarea fenomenului corupției, în opinia agenților economici, are la bază patru piloni. Etica și integritatea, reducerea birocrației, inclusiv prin promovarea de servicii electronice, și remunerarea adecvată și sancționarea agenților publici corupți. Ei sunt de acord ca ei să fie remunerați adecvat, dar totodată și să fie sancționați dacă sunt vizați în acte de corupție. Cu acestea am finisat. Mulțumesc pentru voi. Cum ați ascultat, sper că am fost destul de explicit. Dacă aveți careva întrebări, vă rog. Mulțumim, domnule Nuțu. Eu încă nu am colectat, adică nu am găsit nicio întrebare adresată nouă. Vreau să reamintesc în acest scop că pentru a promova reziliența și integritatea la toate nivelurile societății este important să fie implicat în procesul decizional și de evaluare a impactului politicilor publice. Opinia, percepția și experiențele pe care le are populația generală, dar și sectorul privat în lupta împotriva acestui fenomen negativ. În esență, acesta este scopul pe termen lung a rezultatelor studiului sociologic privind evaluarea impactului strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, realizat la comanda PNUD în cadrul proiectului Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova. Amintim că am avut acest privilegiu cu suport financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Sperăm că rezultatele acestei cercetări vor contribui calitativ în procesul de elaborare, evaluare și implementarea politicilor de prevenire și combaterea corupției și vor fi analizate și aplicate de către autoritățile responsabile pentru a îmbunătăți calitatea acestor politici și pentru a aplica eficient instrumentarul anticorupție. Vă amintim tuturor că studiul va fi publicat imediat după prezentare pe pagina UNDP Moldova. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și vă urăm o zi frumoasă în continuare. Thank you.